continuăm Biblia secretă, Luca, capitolul 9. Trimiterea celor 12 apostoli, săturarea celor 5.000 de oameni, mărturisirea lui Petru, întâia și a doua vestire a patimilor, schimbarea la față, vindecarea copilului demonizat, care este întâiul între apostoli, urmarea lui Isus. După acestea, a chemat la sine pe cei 12 ucenici ai săi și le-a dat putere și stăpânire peste toți demonii și putere să tămăduiască bolile. Deci un om nu poate să facă lucrul ăsta. Bolile el le dă și nu pot fi scoase, vei urca pe nivel superior. Nu poți să le iei oamenilor greutățile și suferințele pe care Dumnezeu le-a dat, că înseamnă că te faci Dumnezeu tu în locul lui. Zici că tu poți mai mult decât poate el. Toată această gândire și programare a dus la construcția societății de astăzi, cu stăpânitori care se referă numai la reparatori, care se referă numai la efecte, care ne aruncă, după aceea dăm și bani, pe nivele superioare de suferință. Ce știu foarte bine, numai Dumnezeu dă necazurile, suferințe și boli și nu pot fi luate. Ei nu îi învață pe oameni, ăsta este păcatul lor pentru care vor fi pedepsiți, nu îi învață pe oameni. Singura cauza în cazul suferință și bolilor și pierderilor din viața lor este închinarea la idoli. Adică un orgoliu, un ego foarte puternic. Că dacă nu s-a mai închinat la idoli, nu ar mai veni în cazul suferințele și bolile. Dar nu a existat nici stăpânitorii lumii. Cei numai asta fac, îndeamnă să ne închinăm la idoli, ne dau idoli, ne închinăm la ei, salvatorul, peste tot numai salvatori, sănătatea, medicul care apără sănătatea și așa mai departe. De fapt, chiar sănătatea este un idol. Salvatorul este un idol. Și lipsa idolilor ar fi sănătatea, pentru că nu mai este nevoie de boli. Dacă nu mai ai idoli, nu mai sunt boli. Dar nici stăpânii lumii. Și ei, ca să existe, trebuie continuu să ne dea idealuri de sfințenie și de perfecțiune. Și asta fac, pentru că nu se referă la cauză, aruncă mereu pe nivele superioare de suferință, care ne ducem tot la ei să ne repare și mai și dăm bani pentru asta, ca să ne omoare. De aceea spun că religiile cu salvator deasupra, care sunt cam toate, creează doar un circuit al morții, al urii, al luptei și al suferinței. Dar tot Dumnezeu le-a creat pentru că a înțeles că omul fiind egoist, profund egoist, nu poate să fie schimbat, nu se poate schimba singur benevol, ci numai cu forța. Și trebuie ajutat să se urce cât mai sus ca să cadă mai rău. Cât caz mai de sus, cu atât durerea este mai mare. Și a trimis să propovăduiască împărăția lui Dumnezeu și să vindece pe cei bolnavi. De parcă asta era problema. Adică să-l vindece pe Dumnezeu. Să ia lui Dumnezeu greutățile, suferințele, durerile. În condițiile în care el ia o personalitate și o trăiește și suferă el toate acele situații ca să-l ducă pe om la anumită înțelegere și înțelepciune și la această vedere că numai el este peste tot. Când vii din afară și scoți demon din Dumnezeu, de fapt este o ofensă adusă creatorului lumilor, o desconsiderare, o injurie la adresa lui Dumnezeu, că tu poți, că tu știi că ești puternic, tu tămăduiești bolile și scoți demonii. În condițiile în care viața asta este viața lui, corpul este a lui și lumea este a lui. Și totul se bazează pe necunoașterea faptului că toată viața aceasta este viața lui. Și că nu ai ce să schimbi la ea. Dumnezeu doar echilibrează și compensează situațiile de viață continuu. Și le-a zis să nu luați nimic pe drum, nici toiac, nici traistă, nici pâine, nici parale și nici câte două haine, în care ca să veți intra acolo să rămâneți și de acolo să plecați. Și dacă nu vor să vă primească, ieșind din cetatea aceea, scuturați praful de pe picioarele voastre spre mărturie asupra lor. Adică așa că îi blestemă. Ce urăciune! Iar ei pornind au străbătut sat cu sat, vestind vestea cea bună și tămăduind pretutindeni. Să tămăduiască pe Dumnezeu. Dar Noul Testament se adresa unei populații necultivate și ignorante, care credea toate prostiile acestea. Asta a fost etapa. Vom vedea mai departe ce va hotărâ Dumnezeu. Acum distruge religiile, pentru că toate religiile se bazează pe un locuitor al lui Dumnezeu. Și vor fi distruse. Iisus cel de sus va fi înlocuit cu inteligența artificială, cu știința, cu tehnica, cu tehnologia. Stăpânitorii lumii tot acolo vor rămâne. Se vor schimba puțin stăpânii. Cineva în timpul celui de-al doilea război mondial spunea că cea mai rea formă
de existență a capitalismului este capitalismul monopolist de stat, care este o combinație între corporații, puterea corporațiilor și stat. Adică, mai bine spus, exact ca în perioada Inchiziției, corporațiile vor fi statul. Exact la fel. Va dura un timp până vom fi desprinși de materie, dar timpul ăsta poate să fie foarte lung. Ci a auzit Irod tetrahul de toate aceste fapte și era nedumerire, că se zicea de către unii cum că Ioan s-a sculat din morți. Să vezi pe Dumnezeu peste tot e locul cel mai important. Deci măcar să te scoli din morți, nu contează. Degeaba te scoli din morți și după care îi împarți în bine și rău, în păcat, nepăcat. Ce făcut? Are toată existența. Dacă la sfârșitul vieții nu ajungem să-L vedem pe Dumnezeu peste tot, riscăm iadul întâi automat. Și ce dacă i-a sculat din morți? Că tot în împărțire au rămas. Deci nu au făcut nimic. Adică tot în iadul întâi ajung. Nu e nicio rezolvare. Rezolvarea ar fi fost dacă oamenii ar fi înțeles că Dumnezeu este peste tot, că e viața Lui și este lumea Lui. Atunci ar fost modesti, simpli și smeriți. Și aceasta este cea mai mare realizare care poate fi atinsă pe pământ acum în viața aceasta. Iar de către alții că Ilie s-a arătat și iarăși de către alții că un profet dintre cei vechi a înviat. Irod însă zicea, lui Ioan, eu i-am tăiat capul. Cine este dar acesta despre care aud astfel de fapte? De aceea căuta să-l vadă. Ci apostolii, înapuindu-se, i-au spus lui Iisus toate câte au făcut. Atunci el i-a luat cu sine și s-a dus deoparte într-un loc pustiu spre un oraș numit Betsaida. Dar mulțimile, prinzând de veste, au mers după el și el, primindu-le, le grea despre împărăția lui Dumnezeu, iar pe cei care aveau trebuință de tămăduire îi făcea sănătoși. Și nu poate să fie făcut nimeni sănătos. Sănătos va fi numai în momentul în care nu mai împarte în păcat și nepăcat. Atunci nu mai este nevoie să vină nicio boală și suferință peste oameni. Asta este adevărata vindecare. Vindecare de împărțirea în bine și rău. Degeaba iei o boală sau îl vindeci, îi vindeci efectele. Că ea revine, cauza a rămas acolo, împărțirea continuă. Vei lupta pentru mai mult bine pentru tine, crește orgoliu și mai mare. Trebuie să vină o boală și mai puternică ca să se distrugă un orgoliu mare. Și n-ai făcut nimic. Pentru că oamenii, dacă le vindeci efectele, se vor întoarce înapoi la lupta lor pentru averea lor. Și atunci ce se întâmplă? Le crește orgoliu și mai tare și trebuie să vină Dumnezeu iarăși cu altă boală, cu alt necaz. Nu bolile contează, ci că omul are un ego foarte puternic. Adică este atașat de valorile materiale, le pune mai sus. Trebuie să se desprindă. Degeaba oprești efectele durerii, pentru că dacă nu te desprinzi de materie și în continuare rămâi împărțit, divizat, nu primești energie de sus de la Dumnezeu, ești divizat. În continuare împarți în păcat nepăcat, ești divizat, nu primești energie, deci trebuie să vină necazul și mai puternic și de orice fel, nu numai bol, care să îți distrugă orgoliul, ca să salveze viața. Dar mulțimile, prinzând de veste, au mers după el și el, primindu-le, le grea despre împărăția lui Dumnezeu, iar pe cei care aveau trebuință de tămăduire îi făcea sănătoși. Care împărăție a lui Dumnezeu? Aici e contradicție. Te duci și îl vindești pe Dumnezeu, scos demon din el, care împărăție lui Dumnezeu? Împărțit. Ai împărțit în bine și rău, suferință și nesuferință, durere și nedurere. Poate un om care împarte să învețe pe altcineva despre împărăția Dumnezeu? Nu poate, pentru că este împărțit. Are tăiată legătura cu Dumnezeu. Îl mai și ofensează pe Dumnezeu, zicând cu aroganță, stai puțin că vinul la mine să te vindec eu. Nu e o nebunie. Oamenii nu citesc cu atenție aici, dar nu au nici criteriile în care se poate să vadă adevărul. Dar ziua a început să se plece spre seară, atunci venind la el, cei 12 au spus, dă drumul mulțimii să se ducă prin satele și prin colibele din prejur, ca să poposească și să-și găsească de mâncare, pentru că aici suntem în loc pustiu. Iisus însă le-a răspuns, dați-le voi să mănânce. Și ei au zis, nu avem mai mult decât 5 pâini și 2 pești, afară numai dacă, ducându-ne noi înșine, vom cumpăra merinde la tot acest norod. Norod. Nu spune nimeni care este cauza pentru care oamenii suferă. Este un orgoliu mare, suferințele sunt necesare ca să distrugă orgoliul și nu pot fi scoase. Dacă oprești o suferință, va veni alta mai mare. Care e rostul? Dar tu te ridici mai sus și te crezi grozav, l-ai vindecat pe Dumnezeu. Și totul vine din neînțelegerea faptului că El este peste tot. Dacă ai înțelege că El este peste tot, nu mai ai cu cine să te lupți, nu mai ai pe cine să vindeci, nu mai vezi rău și vinovat niciunde și nu rămâne decât admirația, pentru că e lumea Lui. Exact cum a spus, nu vă rămâne decât să mă lăudați.
Cerau că la 5.000 de bărbați, dar el zisa către ucenicii lui, așezați-i jos, încete, de către 50 de inși. Și-au făcut așa și au așezat pe toți. Iar Iisus, luând cele 5 pâini și cei 2 pești și căutând la cer, le-a binecuvântat, afrând și-a dat ucenicilor ca să pună mulțimii înainte. Deci, miracole minuni. Pentru că oamenii erau atunci ignoranți, ignoranți total. Și-au mâncat și s-au săturat toți și au luat ce l-a rămas din fărâmituri, 12 coșuri. Odată când Iisus era singur și se ruga, iar ucenicii erau cu el, i-a întrebat pe ei zicând, cine spun mulțimile că sunt eu? Eu cel de sus. Atunci ei au răspuns, Ioan Botezătorul, iar alții Ilie, alții însă că a înviat unul din prorocii din vechime. Și el i-a întrebat, dar voi cine ziceți că sunt eu? Răspunzând atunci, Petru a rostit, Hristosul lui Dumnezeu. Uite că am înmulțit pâinile. Dar el a poruncit cu strășnicie să nu spună nimănui aceasta. Și a mai zis că fiul omului trebuie să pătimească mult și să fie lepădat de către bătrâni, de către mai mari preoților și de către cărturari și să fie omorât, iar a treia zi să învieze. Și ce dacă menirea de 2000 de ani se închină la un locuitor al Dumnezeu, de 2000 de ani se urăsc între ei, se omoară între ei, un miliard s-a omorât în 2000 de ani. Enorm de mult. Că tu ai dreptate, că tu nu ai dreptate. Păi eu știu că tu nu știi. Divizare. Cine a divizat? Asta e întrebarea. Apoi a vorbit către toți. Dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să murmeze. Să se lepede de sine, deci să nu-și caute voia. Aici sunt cuvinte ale lui Iisus cel de jos. Sunt doi Iisuși. Pe Iisus cel de jos l-au folosit ca un bau-bau și oamenii îl resping pentru că nu se identifică cu el, nu îl recunosc pentru că nu pot să facă ce face el, dar în schimb se identifică cu Iisus cel de sus, cu orgoliu mare, dar el tămăduiește, el repară, el scoate demon, el e grozav. Deci li s-a vândut ideea că dacă se închină la un salvator, salvatorul va face minuni. Asta este accentul pus pe Noul Testament, pe minune. Face minuni, merge pe apă, mută munții, face pâini, minune, omul care face minuni, în condițiile în care numai Dumnezeu unul este cel care face minuni, pentru că nu există altcineva în lumea asta decât El. El e singurul care poate să facă minuni. Iar minunea cea mai mare pe care o face Dumnezeu este viața aceasta, că o ține în funcțiune și necazurile pe care omul le primește ca să înțeleagă că peste tot este numai El. Ca un fel de pedeapsă. Singura soluție este să te lepezi pe tine, să te duci în jos, să-ți iei crucea în fiecare zi, să te lași înfrânt, bătut, să nu vrei mai mult, mai sus, mai tare, mai puternic, să renunți la dreptatea, adevărul și binele tău pentru celălalt. Atunci îl urmezi pe Iisus cel de jos, dar nimănui nu-i convine, pentru că nu le place să întoarcă și obrazul cealalt, nu le place să-și dea și cămașa de pe ei, nu le place nimic la Iisus cel de jos. Ei se închină numai la Iisus cel de sus, adică la materie. La materie. Există un singur popor în lume care merge în jos, toții, ca normă socială, sunt evrei religioși. Se duc în simplitate, în modestie și în smerenie. Ce este important la ei? Norma socială care îi obligă să se ducă în jos. În rest, natura umană se răzvrătește și acolo și la ei. Și ia diferite forme. Norma este foarte importantă. Îi obligă să meargă în jos. Gura lumii, cum se spune. Căci cine va voi să-și mântuiască sufletul, îl va pierde. Iar cine își va pierde sufletul său pentru mine și îl va mântui. Deci cel care va căuta viața o va pierde, cine o va lăsa pentru mine o va câștiga. Deci cei care se duc în sus vor mai multă viață, deci o vor pierde. Pune clar aici. Dar cei care vor lăsa și vor spune nu la atracții și fericirile lumii, o vor câștiga. Și se vor mântui. Adică mântuie ce înseamnă? Să se umple cu divinitate. Că ce folosește omului să câștige lumea toată, iar pe sine să se piardă, ori să se păgubească, pune Iisus cel de jos. La ce folosește să te duci tot mai sus, să câștigi lumea toată, dar îți pierzi sufletul, pe care ajunge în iadul întâi? Ce am mulțimile acestea, 98-99% dintre ele, ajung în iadul întâi și apoi marea majoritate în iadul 2. Oamenii cred că este o glumă venirea pe pământ și tratează lucrurile cu superficialitate și în bătaie de joc. Dar la sfârșitul vieții va vedea fiecare unde se situează. Iar cine se va rușina de mine și de cuvintele mele și fiul omului se va rușina de el când va veni într-urmăria sa și a tatălui și a sfinților îngeri. Cu adevărat vă spun vouă
că sunt unii dintre cei ce stau aici care nu vor gusta moarte până ce nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu. Iar după cuvintele acestea, ca la 8 zile Iisus a luat cu sine pe Petru, pe Ioan și pe Iacob și s-a suit în munte ca să se roage. Și pe când se ruga el, vederea feții sale s-a făcut alta și îmbrăcămintea lui albă strălucitoare. Și iată doi bărbați vorbeau cu el, care erau Moise și Ilie. Deci duce totul, toată povestirea, într-o formă extraordinară, exagerată, în condițiile în care Dumnezeu este bine și rău în același timp, jos de tot, e printre noi, în acțiunile noastre banale, de zi cu zi. Aici este El. Ce are El nevoie? Să-L cunoști pe Dumnezeu. Ce ai tu nevoie? Să vezi o îmbrăcăminte strălucitoare? Sau un om pus mai sus? Că ce fantastic este El, că a vorbit cu Moise și cu Ilie. Deci tot ce este pus mai sus este dubios. Nu este adevărat. Când este vorba de un om pus mai sus, este dubios. Și nu poate fi adevărat în condiții în care Dumnezeu e jos. E cu noi aici. În fiecare din situații de viață cu care ne confruntăm. Să le rezolvăm pe astea. Nu știm pe acestea să le rezolvăm. La ce ne-ar folosi să vedem un om în lumină? La ce ne-ar folosi să-L ridicăm mai sus decât Dumnezeu când Dumnezeu e jos aici? E în fiecare din momentele care noi le trăim. Vorbea cu Moise și Ilie și care, arătându-se într-o slavă, spuneau sfârșitul pe care el avea să-l împlinească în Ierusalim. Adică ca să întărească că, uite, el va fi răstignit și va învia. Să crească greutatea lucrurilor. În condițiile în care, în viața de zi cu zi, Dumnezeu când vine spre noi, vine întotdeauna pe dos. Și tot ce spunem noi că așa va fi, nu va fi așa. Deci aici contrazice puterea divină, că El știe dinainte ce mai să se întâmple. Totdeauna când îți proiectezi o așteptare în viitor, dorințe în viitor, nu se va întâmpla cum vrei tu, pentru că îl forțezi pe El. Voia mea peste voia Lui și nu se poate asta. Mereu când Scriptură poți duce în situația în care să ne confruntăm cu Creatorul Lumilor, să ne luptăm cu El. Să-L contestăm. La fiecare pas, la fiecare pagină, este contestat puterea divină. Pus în locul lui un om mai sus. Se vede clar cu ăsta. Iar Petru și soții lui erau îngrăuiați de somn, dar stăruind ei în veghe, au văzut mărirea lui și pe cei doi bărbați care stăteau împreună cu el. Ce mare era el. Când a fost să se despartă aceștia de Iisus, zisa Petru către el, învățătorule, bine este ca noi să fim aici. Să facem trei colibe, una ție și una lui Moise și una lui Ilie, neștiind ce să spună. Dar pe când vorbea acestea, s-a făcut un nor și i-a umbrit. Și ei, intrând în nor, s-au spăimântat. Atunci din nor o voce a rostit. Acesta este fiul meu cel ales, de el să ascultați. Contradicție la Vechiul Testament totală, în condițiile în care Dumnezeu a zis, voi toți sunteți sfinți. Nu e unul mai sfânt decât altul. Normal, el nu poate să fie părtinitor. Ce? Pentru că se exprimă în mod egal în tot ceea ce există. La 5, 10, 15 secunde în spatele formei este el. Se spune el că o formă este mai bună decât altul. Nu există așa ceva. Un rol este mai bun decât altul. Nu poate să spună așa ceva. Pentru că el este egal în tot ceea ce există. Asta este caracteristica lui esențială. Este viața lui, este corpul lui, este lumea lui. El este egal peste tot. E mai mult într-un om decât în alt om. Alege un comportament mai mult decât alt comportament. Toate comportamentele sunt egale. Dar pe când vorbea acestea, s-a făcut un nor și i-a umbrit. Iar când a trecut glasul, s-a aflat Iisus singur. Ci ei au tăcut și nimănui n-au spus nimic în zilele acelea din cele ce au văzut. În ziua următoare, când s-au pogorât din munte, ea a ieșit înainte mulțime de norod. Și iată, un bărbat din gulată a strigat și a zis, învățătorule, rogu-mă ție, caută-ți pe fiul meu, că îl am numai pe el. Și iată, un duh îl apucă și deodată răgnește și îl zguduie cu spume și îl zdrobește și cu greu se duce de la el. Ci m-am rugat de ucenicii tăi ca să-l scoată afară, dar n-am putut. Atunci Iisus, răspunzând, a zis, o neam fără credință și stricat, până când voi fi la voi și vă voi îngădui? Adu aici pe fiul tău. Momentul în care, deci, neam fără credință și stricat, acuzi pe Dumnezeu că stricat, pentru că e soarele de iubire în fiecare din ei, care joacă infinite roluri. Nu pot să spun că un rol e mai rău decât altul. Așa vrea Dumnezeu să-l joace. Deci este o contestare a autorității și puterii divine, desăvârșite. Să poate să se ridice pe el mai sus, trebuie să-l conteste pe Dumnezeu. Și la tot pasul face asta. Dar când venea către Iisus, demonul îl trânti și îl zgâlții. Atunci Iisus certă duhul necurat,
vindecă pe copil și îl dădu tatălui său. Iar toți au rămas uimiți de împărăția lui Dumnezeu. În sine nici nu există demon și înger. Atâta timp cât există împărțire, există și diavol și iad. Dacă nu mai împarți păcat nepăcat, dispare iadul și diavolul și demonul. Deci un om care nu vede rău și vinovat niciunde și nu împarte în bine și rău, nu vede niciun diavol și niciun iad niciunde. Și nu se întâmplă lucruri de genul acesta. Dar asemenea situații pot să vină spre verificare și spre întărire, ca să vezi unde te situezi. Asta în situații maxime, după perioade lungi de timp. Dar ideea este că dacă nu împarți în păcat și nepăcat, nu vine niciun rău din față și niciun diavol. Și asemenea lucru nu se întâmplă în fața ta, nu se întâmplă să nimerești acolo unde asemenea lucru se întâmplă. Doar dacă este spre verificare. Puneți în urechile voastre cuvintele acestea că Fiul omului va să fie dat în mâinile oamenilor. Chiar se pregătește să ridice mai sus. Dar ei nu înțelegeau rostirea aceasta, căci era ascunsă pentru ei ca să n-o priceapă și le era teamă să-l întrebe pe Iisus despre cuvânt. Tot accentul pe Noul Testament este pus pe miracolele pe care le făcea Iisus cel de sus și foarte sus. Ca după aceea să învie, oamenii să se închine la el, să ceară să facă minuni în viața lor. A fost construit ca să se facă biserică, ca să se construiască o biserică pe el. Iar Iisus cel simplu și modest, sunt acolo cuvinte ale lui, dar sunt puse ca să nu fim ca el. Pentru că oricum nu ne vedem, nu ne identificăm cu el. Deci ca să-l respingem. Respingând pe Iisus cel simplu și modest, oamenii ajung să se închine la Iisus cel de sus, deci la materie. Nu știu care papă spunea că am făcut o treabă foarte bună cu Hristos. Și știu foarte bine ce au făcut acolo. Au esențializat materia. Au făcut pe oameni să se închine la materie. Deci la cine? La diavol. Toată civilizația occidentală și tot pământul se închină la diavol. În afară de acel popor mic care se duce în jos. Închinarea se face căutând cât mai mult bine pentru tine. Atunci te închin la diavol. O casă mai mare, mașină mai frumoasă, mai mulți bani, distracții și petrecere. Înseamnă închinare la diavol. Și ca să poți să te duci, pe exemplu, la o petrecere sau la distracție, trebuie să fii posedat, că altfel nu poți să te duci. Respingi, se scârbă. Pentru că acolo este iadul. Este exact Ivan Turbinca. Sunt femei aici? Sunt femei. Este petrecere? Este petrecere. Sunt băuturi? Sunt băuturi. Sunt țigări? Sunt țigări. Sunt dansuri? Sunt dansuri. E muzică? E muzică. E mâncare? Multă? E mâncare multă. Asta este iadul. Și raiul ce este? Nimic din toate acestea. Asta este raiul. Aceea oamenii ce vor? Iadul. Ce vine de la religie? Iisus mai sus, salvator, intermediar, mai sus decât Dumnezeu, care face minuni. Înseamnă închinare la satana, închinare la materie, materia mai sus. Binele meu, adevărul meu și dreptatea mea. Deci oamenii trebuie să se lupte. Salvatorul a divizat omul, oamenii s-au văzut diferiți, celălalt a văzut dușmanului și adversarului și a intrat în luptă cu el. Pentru că se vede diferit. Fiecare cu salvatorii lui. Luptă să-și apere salvatorul. Luptă pentru mai multă materie. Luptă apoi să-și apere materia. Să nu i-o fure cineva. Și asta înseamnă închinare la satana. Dar ei nu înțelegeau rostirea aceasta, că era ascunsă pentru ei, ca să nu priceapă, și le era teamă să-l întrebe pe Iisus despre cuvânt. Ci în ei s-a ivit gândul. Cine între ei este mai mare? Iisus însă, cunoscând gândul cugeturilor, a luat un copil și l-a pus lângă sine. Deci mai mare, mai sus. Oamenii sunt sensibili numai la acest lucru. Mai sus, mai jos. Și le-a zis, oricine va primi pruncul acesta într-un numele meu, pe mine mă primește. Iar oricine mă va primi pe mine, primește pe cel ce m-a trimis pe mine. Că cine este mai mic între voi toți, acesta este mai mare. Deci l-a zis, oricine va primi pruncul acesta într-un numele meu, pe mine mă primește. Iar oricine mă va primi pe mine, primește pe cel ce m-a trimis pe mine. Căci cine este mai mic între voi toți, acesta este mai mare. Deci în momentul în care ești ca un copil, adică nu mai luți pentru binele tău, atunci îl primești pe Dumnezeu. Și când ești jos de tot, Dumnezeu este cu tine. Deci când ești mic, ești mare. Adică Dumnezeu este cu tine. Ca să fii cu tine, trebuie să fii mic, să te duci în jos. Dacă te duci în jos, nu te închini la ceva din lumea aceasta, un salvator, la un locuitor al lui Dumnezeu. Că nu se mai poate. Că te duci în jos, nu mai pui nimic mai sus din lumea aceasta decât pe Dumnezeu, care este dincolo de această lume. Atunci Ioan a început să spună, învățătorile, am văzut pe unul care în numele tău scotea afară demoni și l-am oprit, pentru că nu urmează împreună cu noi. Dar Iisus i-a răspuns, nu-l opriți, că cine nu este împotriva voastră este pentru voi.
Iar când a fost să se împlinească zilele înălțării sale, atunci el îndreptă statornic fața sa ca să meargă la Ierusalim. Ce a trimis înaintea feței sale vestitori, ci ei mergând au intrat într-un târg al samaritenilor ca să-i gătească de popas. Dar ei nu l-au primit pentru că îndreptarea feței sale era spre Ierusalim. Atunci Iacob și Ioan, ucenicii lui, văzând acestea, i-au grăit: vrei, Doamne, să zicem că să pogoare foc din cer și să-i mistuiască precum a făcut și Ilie? Deci răzbunare. Dar Iisus, întorcându-se, i-a certat și l-a zis: nu știți oare fiecărui spirit sunteți? Atunci cum învățau ei împărăția lui Dumnezeu pe oameni, dacă ei împărțeau în păcat, nepăcat? Iar dacă nu mai împarți în păcat și nepăcat, nu mai ai nevoie să înveți pe nimeni, pentru că tu ești una cu tot ceea ce există. Și înțelegi că Dumnezeu e pe... Dar Iisus, întorcându-se, i-a certat și l-a zis: nu știți oare fiecărui spirit sunteți? Că Fiul omului n-a venit ca să piardă sufletele oamenilor, ci ca să le mântuiască. Iarăși o imposibilitate. Fiul omului nu poate să-l vindece pe Dumnezeu, care a făcut corpul ăsta și îl ține în viață. Și a spus clar: eu sunt și vrăjmașul din față, sunt și, și fără de legea voastră, eu sunt în toate situațiile de viață, trebuie decât să înțelegeți că sunt peste tot. Și atunci, ce dispare? Lăcomia de viață. Mai vrei mai mult. Și cum ajungi la Dumnezeu? Vrei mai puțin. Nu vrei mai mult. Te împuținezi tot timpul, te restrângi și ajungi la El. Pe de altă parte, dacă înțelegi că El joacă toate rolurile, cum să mai spui că ceva nu e bine, că e rău, că te duci să scoți duhul din Dumnezeu? Nu poți să spui absolut nimic. De 2000 de ani nimeni n-a făcut niciun miracol. Este o ordine a lumii pe care Dumnezeu a stabilit-o. Oamenii sunt preocupați, Dumnezeu le-a dat temă de lucru, să-și depășească programele de la strămoși. Doi să facă miracole și minuni. Când cel mai mare miracol este durerea, suferința, cazurile prin care trec ei. Cele mai mari miracole. Pentru că le distruge orgoliu, le scade ego și le salvează sufletul și viața. E un miracol ăsta. Și fac locul lui Dumnezeu să vină acolo. Păi ăsta este cel mai mare miracol. Prezența lui Dumnezeu în sufletul lor. Și s-au dus într-alt sat. Și pe când mergeau pe cale, zisa unul către el: voi merge după tine oriunde te vei duce. Atunci Iisus i-a spus: vulpile au vizuini și păsările cerului cuiburi, dar Fiul omului n-are unde să-și plece capul. Au dat și un model care nu poate fi urmat, Iisus cel de jos și simplu, în niciun mod nu poate fi urmat, special ca să nu se recunoască în el. Iar poziția față de Iisus cel de sus a fost doar să îi vindece și pe ei, să le salveze viața. Ăsta este scheletul pe care a fost construit Noul Testament. Un Iisus cel de jos pe care nu-l vrea nimeni și îl respinge toată lumea, pentru că omul nu stă așa pribeag, nu se recunoaște în el. Nimic din ceea ce spune Iisus cel de jos nu se recunoaște și nu-i convine. Să înțelegem că nu-i convine. Să fim sinceri, să vorbim sincer despre Noul Testament. Nimic nu le place din Iisus cel de jos, pentru că nu poți să-l urmeze. Nimeni nu vrea să renunțe la averea lor. Când a zis: da, stoi și urmați-mă pe mine. Deci e făcut special ca să nu fie urmat. Oricum, esența nu a fost spusă. Dumnezeu în toate situațiile și doar compensează lucrurile și duce în echilibru, în neutralitate. N-a spus nimic. Decât au construit un model cu un Iisus foarte sus, care face minuni, ei să se ducă la biserică sau să se roage la salvatorul vieților. Condiția în care Dumnezeu mereu le spunea: nu există alt mântuitor în afară de mine. Iar apoi: eu nu mă uit la vorbe, spune Dumnezeu, ci la faptele și comportamentul vostru. După comportament și după fapte vă dau. Este exact ca la un examen. Te duci la examen, te poți ruga tu cât vrei. La examen știi sau nu știi, cunoști materia sau nu știi materia. Atâta contează. Faptele și încercările vieții sunt examene. Și vine cazul peste noi, noi cerem să fim ajutați, dar nu ne gândim: stai puțin, ce ai făcut până atunci? De Dumnezeu ți-a dat necazul ăsta peste tine, că ai făcut ceva. Că nu ți le dădea degeaba. Să ne uităm la noi. Nu e vorba de rugăciune, nu e vorba de biserică, nu e vorba de nimic. Dumnezeu se uită pur și simplu la faptele tale și îți dă conform faptelor tale. Ce ai făcut tu, îți dă pe invers. Să distrugă ce ai pus tu pe primul plan, pentru că singurul lucru pe care îl facem noi, ne închinăm la idol. Adică exagerăm în toate. Punem bine la adevărul și dreptatea noastră mai sus, atunci Dumnezeu trebuie să vină să ne distrugă dreptatea. Nu există așa ceva. Ceva mai bun decât altceva. Niște în care Dumnezeu a zis: eu sunt și bine și rău în același timp. Dacă acceptați bine pe care vi-l dau eu, de ce nu acceptați și rău pe care tot eu vi-l dau? În cartea lui Iov. Ce aveți de mereu, puneți ceva mai sus. Ce ați nebunit? Eu sunt singurul Dumnezeu, singurul. Și nu există alt mântuitor în afară de mine. Deci nu poți să cauți salvare în nimic din afară. Nimic.
este doar o problemă de restrângere. Ai acumulat prea mult bine pentru tine. Te vede la Iisus cel simplu și modest că spune asta. Dați toate bogățiile voastre și urmați-mă pe mine. Iisus cel de jos. Și omul zice, păi ce, eu nu pot să fiu așa. Să n-am unde să-mi plec capul. Să merg așa, hai hui, prin lume. Dar nu asta este vorba. Vorba să reduci din lăcomie. Totul e bazat pe chestia asta. Materia nu poate fi pusă pe prim plan pentru că e secundară. Creația nu poate să fie mai sus decât creatorul ei. Ce nebunie asta? Și a grăit către altul, vino după mine, că el a zis, Doamne, lasă-mă întâi să merg să îngrop pe tatăl meu. Răspunsul lui Iisus, lasă morții să-și îngroape morții, iar tu mergi, devestește împărăția lui Dumnezeu. Adică ei împărțeau în bine și rău, e bine, nu e bine. Cum să vestească împărăția lui Dumnezeu? Împărăția lui Dumnezeu nu e ceva mai sus și aici este acceptarea vieții așa cum este. Asta este împărăția lui Dumnezeu. Acceptarea, starea aceasta, în care îl accesi pe Dumnezeu negativ, care vine și distruge ceea ce ai absurdizat tu. Problema e la noi întotdeauna, nu la ceilalți. Dumnezeu va veni veșnic împotriva noastră să ne distrugă tot ce pune pe primul plan. El doar tocește vârful, a spus clar. Și a mai zis, de la mine sunt toate acestea. Ce înseamnă de la mine? Tot ce vine în fața noastră vine de la El. Zis sau un altul, voi merge, Doamne, după tine, dar mai întâi îngăduie-mi să-mi iau rămas bun de la cei din casa mea. Și Iisus a rostit către el. Niciunul care pune mâna lui pe plug și se uită îndărât nu este potrivit pentru împărăția lui Dumnezeu. Adică să nu te gândești la trecut, la ce a fost. Este corect asta. Ce a fost, s-a întâmplat atunci, ca să ștergem niște programe, am putut sau n-am putut, dacă nu au revenit și asta este, totul este la pilot automat. Capitolul 10. Trimiterea și înapoierea celor 70 de ucenici. Vai de orașele împietrite, Iisus se bucură cu Duhul. Parabola cu Samaritanul milostiv. După acestea, Domnul a rânduit alți 70 de ucenici și i-a trimis câte 2 înaintea feței sale în fiecare târg și loc unde însuși avea să vie. 70 de ucenici care să-L repare pe Dumnezeu din față. Și a vorbit către ei. Secerișul este mult, dar lucrătorii sunt puțini. Rugați-vă deci Domnului secerișului ca să scoată lucrători la secerișul său. Nu depinde de nicio rugăciune. Dacă toate lucrurile deja sunt întâmplate în planul lui, acum doar se derulează ceea ce deja a fost pregătit de Dumnezeu pentru fiecare din noi, ce să schimbi? Rugăciunea nu poate să schimbe absolut nimic. Și vei face ceea ce trebuie să faci, ceea ce este în planul divin acolo scris pentru tine. Și nimic altceva. Nu te poți opune. Noi avem impresia că suntem autonomi și independenți, dar suntem doar programați. Atât, ca niște roboței. Dar nu contează asta. Noi nu știm planurile lui. E bine că nu le știm. Și avem impresia că suntem autonomi. Mergeți, iată, eu vă trimit pe voi ca niște miei în mijlocul lupilor. Mergeți, iată, eu vă trimit pe voi ca niște miei. Lupii cine sunt? Soare de iubire care ia formă de lup. Adică infinite roluri. Totul este egal. Totul este pătruns de dumnezeire. Nu se poate altfel. Oamenii nu știu pentru că nu au fost în lumea de dincolo și nu-și amintesc nimic. Ei nu cunosc decât lumea aceasta materială și nici nu pot să-și închipui că ar putea să existe o altă lume. Nu purtați pungă cu bani, nici traistă, nici încălțăminte și nimănui pe cale. Binețe să nu-i dați, pentru că se pierde energia pe exterior. Uite ce frumos spune aici. Și nimănui pe cale, binețe să nu-i dați. Iar în orice casă veți intra, mai întâi spuneți pace casei acesteia. Și de va fi acolo fiul păcii, odihniți-vă pacea voastră asupra lui. Odihni-vă pacea voastră asupra lui. Iar de nu se va întoarce către voi. Deci dacă ai pace în interiorul tău, așa va veni din față. Deci aici arată că interiorul determină exteriorul. Cum suntem noi, așa ne vine din față. Și în aceeași casă să rămâneți, mâncând și bând ce au ei acolo, căci vrednic este lucrătorul de plata sa. Care lucrare? Că le face rău oamenilor dacă le ia din casne. Dumnezeu le dă casne ca să-i înțelepțească, din dumnezească. Și vine Iisus cel de sus cu cei 70 de vindecători să scoate duhurile din Dumnezeu. Cum zicea un fost președinte, păi e bine, domnul cenzor, parcă eu te-am pus acolo. Când intrați într-un oraș și vă primesc, mâncați cele ce vă pun înainte. Tămăduiți pe bolnav și spuneți-le, s-a apropiat de voi împărăția lui Dumnezeu. Dacă nu scoți omului împărțirea în păcat, nepăcat, bine, rău, nu se schimbă nimic în viața lui. Nimeni nu poate să-l salveze de nimic. Degeaba Iisus cel de sus făcea miracole sau medicii rezolvă efecte, dar nu rezolvă cauzele. Ogoliul rămâne acolo, împărțirea în plus și minus rămâne.
va genera în continuare o suferință mai mare. Nu contează organul unde se duce. Medicii dau tot felul de explicații referitoare la un organ bolnav. Nu asta este cauza. Un orgoliu mare va trebui să fie înfrânt. Prea mult bine a adunat pentru el, cu oamenii nu știu că mânuiesc energia aici. În momentul în care caută mai multă bunăstare, ușor, comodități, confort, stabilitate, ei pierd viață, pierd energie. Pe materie, care este secundară. Și cum să o pună înapoi Dumnezeu? Dă necazuri, suferințe, boli. Le distruge ego-ul și așa le încarcă cu energie. Deci este foarte important să vină necazurile peste ei, pentru că numai așa cursa egotică se duce în jos. Ego-ul este înfrânt. Și în spațiu gol vine Dumnezeu și ne dă viață, ne dă energie, sănătate, tot ce vrem noi. Deci noi nu putem să avem fericire în viață, sănătate și viață lângă noi și copiii noștri, dacă nu suntem înfrânți cu inima. Deci dacă Dumnezeu nu e cu noi, aleluia, nimic nu ne poate scăpa de extinție. Asta este. Și un singur lucru trebuie să faci, să te limitezi, să te împuținezi în toate. Unde este rău? Unde este rău în asta? Dogmaticii pierd de ură, de supărare, de furie, de mânie. Acolo unde este ură, e ură pe Dumnezeu. Ei urăsc pe Dumnezeu. Când luptă pentru un ideal de sfințenie și reguli absolute, ei de fapt îl înlătură pe Dumnezeu din viața lui. Ei îl urăsc și luptă cu el și nu mai pot să-l iubească, să-l accepte, nu mai pot să-l suporte și nu mai văd. Ei nu văd că în fața lor este Dumnezeu și luptă cu el. Un miliard de creștini s-au omorât de 2000 de ani încoace. Un miliard. Nimeni nu și-a pus întrebarea odată cineva la biserică să-și pună întrebarea, stai puțin, de ce oamenii ăștia s-au omorât între ei? Cine i-a divizat? Condițiile în care preotul zice păcat nepăcat, împarte în păcat nepăcat și i-a nenorocit pe oameni și a pus să caute mai mult bine pentru ei. Așa de simplu a fost. Ca la matematică, dacă A egal cu B și B egal cu C, atunci A egal cu C. Și a făcut transferul în viața lor, i-a vrăjit. Ceva pus mai sus, înseamnă orice pus mai sus din viața asta. Înseamnă materia pe primul plan. Cel care împarte în bine și rău, pune materia pe primul plan. Cel care nu împarte, este indiferent. La avea, la câștiga, nu-i folosește la nimic. El este doar slugă. Sluga este egală cu toate slugile. Un egal nu face rău altui egal. Tămăduiți pe bolnav și spuneți-le s-a apropiat de voi împărăția lui Dumnezeu. Adică ca și când ideea că e ceva mai bun decât viața aceasta. Nu e adevărat. Viața aceasta cu bine, cu rău, cu suferințe, cu nesuferințe, este divinul. E bine așa cum este. Pentru că totul vine de la un Dumnezeu care pe toate le face perfecte. Și nu este problemă să fie înțelese sau acceptate aceste lucruri spuse aici. Oamenii să meargă mai departe în legea lor, o să vadă ei singuri. Dumnezeu acționează și echilibrează întotdeauna tot ce este pus mai sus. Ca a spus, nu puneți ceva mai sus că ăla-i dracu. Dacă ați intrat într-un oraș și nu vă primesc pe voi, atunci ieșiți în ulițele lui și ziceți: și pulbra oare s-a lipit din orașul vostru, de picioarele noastre, o ștergem să rămână la voi, dar aceasta să știți că s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu. Deci o formă de blestem. Și vrăjitorie. Cui folosește vrăjitoria? Cine este capabil de vrăjitorie? Numai cel care nu poate nimic, care se grozăvește pe sine și urăște oamenii. Și vă spun că în ziua aceea mai ușor va fi Sodomei decât acelui oraș. Te blestem. Acel oraș este orașul lui Dumnezeu? Sunt oamenii lui Dumnezeu acolo? Dumnezeu lucrează prin ei? Cine este el să îl blesteme pe Dumnezeu? Totul se bazează doar pe necunoașterea faptului că viața aceasta este viața lui și nu se poate face nimic. Singurul lucru să ne restrângem, să ne autolimităm, să ne împuținăm și îl vom cunoaște pe Dumnezeu. Toți creștini, un miliard de creștini se duc numai în sus și n-au nicio treabă cu Dumnezeu. Dumnezeu nu e sus, e jos. Toți fug divin. Că le ia averea lor, averea lor. Deci ei știau foarte bine cum sunt oamenii. Au dat modelul lui Iisus cel de jos ca să nu fie urmat, ca să fie respins și să se îndrepte spre Iisus cel de sus. I-a mânat ca oile în prăpastie. S-au dus în sus, au tăiat legătura cu Dumnezeu și s-au apucat să se lupte cu Creatorul Lumilor. Asta înseamnă omul care are mai mult decât îi trebuie, luptă cu Dumnezeu. Are o casă mai mare, mai mulți bani, o mașină mai frumoasă, se duce la petreceri sau distracții, ce face? Ce vrea el? Unde s-a dus Ivan Turbică? La iad. Asta este iadul. Ce a zis diavolul? Îți dau toate fericirile acestei lumi, toate sunt ale tale. Asta i-a spus diavolul lui Iisus cel de jos. Iisus cel de jos l-a respins. Dacă omenirea l-ar fi urmat pe Iisus cel de jos, nu mai existau bombe nucleare, nu mai existau războaie, nu mai mureau așa oameni, nu mai existau boli, mic, era raiul pe pământ. Noi nu ne putem uni cu Dumnezeu decât jos, în puțin. Numai acolo te poți uni cu El.
în iubire. Dacă te duci în sus, materia ți-a mintea și înnebunești. Dacă depășești necesitatea, ăla ești. Nu mai poți să suporți pe nimeni, nu mai accepti pe nimeni. Plus pentru dreptatea și adevărul tău, tu ai dreptate, ceilalți sunt proști. Te ridici pe tine, îl cobori pe ceilalți. Și cum se numește asta? Diabolizare. Și cine devii? Lucifer. Închinare la strălucire. Vai ție, Corazine, vai ție, Betsaido, căci dacă în Tir și în Sidon s-ar fi făcut minunile care s-au făcut la voi, de mult s-ar fi pocăit, stând în sac și în cenușă. Dar Tirului și Sidonului mai ușor le va fi la judecat decât vouă. Și tu, Capernaume, nu te-ai înălțat oare până la cer? Până la iad vei fi împins în jos. Cine ascultă de voi, de mine ascultă, și cine vă nesocotește pe voi, pe mine mă nesocotește. Iar cel ce mă nesocotește pe mine, nesocotește pe cel ce m-a trimis pe mine. Și ăsta este blestem. Dacă îl înlocuim pe Iisus cel de sus cu Dumnezeu, sună cam așa. Cine ascultă de mine ascultă, adică de Dumnezeu. Cine vă nesocotește pe voi, pe mine mă nesocotește, adică pe Dumnezeu. Și asta este. Iar cei 70 s-au înapoiat cu bucurie și au spus, Doamne, și demonii ni se supun într-un numele Tău. Adică au scos demon din Dumnezeu. O imensă absurditate. Totul se bazează pe necunoașterea și neînțelegerea faptului că Dumnezeu pătrunde totul. Atunci Iisus le-a răspuns, privit-am pe Satana căzând, ca din ceruri fulgerul. Iată, datu-vam vouă o putere să călcați peste șerpi și peste scorpii și peste toată puterea vrăjmașului și nimic nu vă va aduce vătămare. Dar nu vă bucurați de aceasta că duhurile se pleacă vouă, ci vă bucurați că numele voastre sunt scrise în cerul. N-ai cum! Și furia lui Dumnezeu după aceea, după ce a luat omului greutățile, unde este spusă? Ce a urmat? Noi ce vedem? Duce omul la doctor, face operație, reușește operația dacă nu are orgoliu, atunci îi crește orgoliu și mai mult. Și vine un ecaz și mai mare peste el, o boală și mai dureroasă. Contează unde se instalează boala. El are orgoliu, ăla trebuia să fie scăzut. Dar dacă are orgoliu, operația nu poate să reușească. Atunci medicul dezamăgește, îl duce în disperare, de la disperare îi distruge ego-ul. Deci medicii ajută sufletul oamenilor, neajutând corpul, făcând rău corpului. Ajută sufletul. Și toți oamenii care ne produc rău, fac cel mai mare bine. Ne curăță, ne purifică sufletul și distrug orgoliul, ego-ul nostru. Ne iau speranțele, așteptările, visele, toate se spulberă, că toate înseamnă ego. Deci oamenii care ne dezamăgesc, ne fac cel mai mare bine posibil, ne salvează viața. Tot ce spunem noi că este rău, este spre înălțarea noastră. Este bine pentru suflet. E rău pentru ego. Ego-ul spune că este rău. Întotdeauna când noi spunem că e ceva rău, ego-ul nostru, acolo e ego. Când citești o știre unde zice, vai ce rău este, uite ce au făcut ăia, este ego-ul care zice așa și el se apără și apără binele. Și asta este cultivarea urii. Iată, datu v-am vouă putere să călcați peste șerpi. Deci el a urcat mai sus, nu se poate asta face fără să vină o pedapsă. Întotdeauna când te ridici pe tine va trebui să o pățești. Când te grozăvești, când te mândrești și peste scorpii și peste toată puterea vrăjmașului și nimic nu va aduce vătămare. Puterea asta nu ți-o poate da nimeni, nimeni. Trebuie să o cucerești singur. Iată încă o minciună. Prin confruntarea cu situațiile dificile din viață, depășindu-le, noi ne îndumnezeim. Numai singur putem să tingem programele din spate de la strămoși, astfel încât să nu se mai repete în viața noastră și a copiilor noștri. Singuri. Nimeni nu-ți poate da nicio putere din afară. Nimeni. Răutățile sunt cele care îți dau putere. Suferințele, durerile, pierderile, bolile, necazurile, nefericirile, ăsta te încarcă. Științele acestea ale noastre, științele omului, psihologie, sociologie, toate câte sunt, apără pe cine? Pe ego. Deci ce înseamnă diabolizare? Să-i fie bine ego-ului. Vai de mine săracul că suferă și are drame personale și traume. Ce să aperi la ego? Un singur lucru poți să spui, bine ți-a făcut, pentru că Dumnezeu te-a dat acele lucruri. Trebuie doar să stai să vezi care este scopul, care este înțelesul lor, de ce ți l-a dat și să faci schimbări în viața ta. Oamenii ne atacă, Dumnezeu prin ei ne atacă întotdeauna cu nivelul nostru de idolatrie. Înseamnă că avem idol, adică suntem radicali, suntem răi, suntem Lucifer. Dumnezeu îl atacă pe Lucifer tot timpul. A trebuit să fim sinceri cu noi, să avem bună măsură și bun simț și să recunoaștem că suntem Lucifer. Atâta timp cât te duci spre materie și pui fericire la aceste lumi mai presus de toate, ești Lucifer. Te închin la Lucifer. Ești posedat. Asta înseamnă posesie. Binele meu, adevărul meu, dreptatea mea mai presus decât toate. Înseamnă posedare.
Omul este posedat. Dacă te uiți la câmpurile lui, sunt cenușii spre roși. Așa cum am văzut odată pe calea moșilor. 5.000, 10.000 de oameni pe care i-am văzut pe distanța a două stații lungi, toți erau cenușii spre roși. O lume roșie de răutate. Au atâta răutate încât nu mai încape în ei. Cu siguranță, mai toți ar zice că sunt credincioși. Și nici unul nu era credincios. Credincios este numai cel care este înfrânt cu inima. Care este modest, smerit și simplu. Dar nu vă bucurați de aceasta că duhurile se pleacă vouă, ci vă bucurați că numele voastre scrise în cer. Aiure. Iar ridicate nu s-au văzut. În ora aceea, Iisus a tresăltat de bucurie într-un Duhul Sfânt și a rostit: mulțumesc cu ție, Părinte, Doamne al cerului și al pământului, că ai ascuns acestea de cei înțelepți și de cei pricepuți și le-a descoperit copiilor. Așa, Părinte, căci așa a fost înaintea ta bunăvoința ta. De aceea se spune să fii precum copiii, adică fără interese, fără să vrei nimic de la nimeni. Să trăiești viața așa cum vine spre tine, fără niciun plan de viitor, fără proiecte. Și întorcându-se către ucenici, grita: toate îmi sunt mie date de către Tatăl meu și nimeni nu cunoaște cine este Fiul fără numai Tatăl și cine este Tatăl fără numai Fiul și căruia voiește Fiul să-i dezvăluiască. Dumnezeu nu a fi făcut asemenea greșeală în condițiile în care El a spus: voi toți sunteți fiii mei, voi toți sunteți sfinți. Adică soarele de iubire este în fiecare din voi, indiferent cum este el. Indiferent. Omul cu câmpurile roșii este, de fapt, soarele de iubire care joacă rolul unui om cu câmpurile roșii. Ei, și ce dacă? Asta este în viața asta. Poate peste sute de vieți va fi altfel. Cu siguranță fiecare va evolua. Dumnezeu le dă necazul de nu se văd. Din fiecare necaz învață ceva. Pentru că numai viața te învață. Așa te înalți. Lasă că totul e bine așa cum se întâmplă. Apoi iar s-a întors către ucenici de o parte și a mai zis: fericiți sunt ochii care văd ce vedeți voi. Că zic vouă, mulți proroci și împărați au voit să vază ceea ce voi vedeți, dar n-au văzut. Și să auză ceea ce auziți, dar n-au auzit. Mamă, ce grozav. Iarăși, afirmația așa excepțională, totul ridicat la excelent, sus de tot de nu-l mai ajungi. Păi, ce este asta? Cine ridică lucrurile mai sus? Cine caută mai strălucitor, mai grozav, mai puternic, mai mare, mai tare? La cine este închinarea aceasta? Închinarea la ceva mai sus este închinarea la diavol. De aceea Dumnezeu în Vechiul Testament, în foarte multe locuri, mereu spune: nu vă închinați la al Mântuitor, că nu există altul în afară de mine. Vă închinați. Nu puneți ceva mai sus, că nu se poate așa ceva. Începe și cu prima poruncă asta. Să nu vă închinați la idol. Și iată un învățător al legii, ispitind pe Iisus, s-a sculat și a zis: învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața de veci? Iisus grăita către el: ce este scris în lege? Cum citești? Iar el răspunzând a zis: să iubești pe Domnul Dumnezeu tău din toată inima ta și din tot sufletul tău și din toată virtutea ta și din tot cugetul tău, iar pe aproapele ca însuți pe tine. Păi dacă îl iubești pe Dumnezeu din tot sufletul și îl vezi peste tot, îl vezi și în aproapele. A doua parte nu există, îl vezi peste tot, că se manifestă prin toate în mod egal. Aceste lucruri spuse de noi aici sunt de bun simț. Dogmaticii răi, să fie răi cât vor cu Dumnezeu, că o să vadă ei ce pățesc, pentru că nu pot să înțeleagă că de peste tot vine Divinul, de peste tot. Se împresoară, în toate direcțiile vine spre noi continuu. Și numai El este. Toată lumea aceasta este a Lui. Nu există ceva care să nu fie El. Dar așa cum am spus, tot El îl ridică pe Iisus mai sus, Noul Testament, ca oamenii să se închină la un Salvator, să se închină la materie, să pună averea lor pe primul plan, să lupte să câștige cât mai mult, apoi să dea taxe la stăpânitorii lumii și să fie duși la război. Pentru că numai așa a văzut Dumnezeu că poate fi distrus ego-ul nostru, Lucifer. Pământul luciferienilor, planeta luciferienilor. Așa ar trebui să ne numim. Iar el răspunzând a zis: să iubești pe Domnul Dumnezeu tău din toată inima ta. Adică să-L pui mai sus pe Dumnezeu și nu lumea și nimic din lumea aceasta mai sus. Dacă îl iubești pe Dumnezeu cel mai mult, înseamnă că Dumnezeu este peste tot, nu ai ce să vindeci la El. Asta înseamnă să-L vezi peste tot. Când nu vrei materia, îl vrei pe El. Atunci îl poți vedea în tot locul. Nu mai ai treabă cu nimic. Doar așa, ești frunză în vânt. El te duce, te poartă, te conduce unde vrea El. Atunci Iisus i-a spus: drept ai răspuns, fă aceasta și vei fi viu.
dar el, voind să se îndrepteze pe sine însuși, zisa către Iisus: și cine este aproapele meu? Dând răspuns, Iisus vorbita: un om mergea de vale de la Ierusalim la Ierihon și a căzut între tâlhari, care, după ce l-au dezbrăcat și l-au rănit, au plecat, lăsându-l pe jumătate mort. Din întâmplare, un preot cobora pe calea aceea, dar văzând, a trecut pe alătura. Tot așa și un levit, ivindu-se pe acolo, a venit, a văzut și a trecut pe alătura. Un samaritan, care călătorea însă, sosind în dreptul lui și văzându-l, i s-a făcut milă de el. Și a venit la el, i-a legat rănile, turnând pe ele un de lemn și vin, și punându-l pe dobitocul său, l-a dus la un han și a purtat de grijă. Iar a doua zi, la plecare, scoțând 2 dinari, i-a dat hangiului și i-a zis: ai grijă de el și ce vei mai cheltui. Eu, când mă voi întoarce, îți voi da înapoi. Care din acești 3 ți se pare că a fost aproapele celui ce a fost căzut între tâlhari? El răspunse: cel care a avut milă de el. Atunci Iisus i-a zis: du-te și fă și tu la fel. S-a întâmplat apoi, pe când mergeau ei, că Iisus a intrat într-un sat, iar o femeie cu numele Marta l-a primit în casa ei. Și aceasta avea o soră ce se numea Maria, care, stând jos lângă picioarele Domnului, asculta cuvântul lui. Marta însă era împovărată de multă slujbă, deci stând locul ei a grăit: Doamne, au nu socotești că sora mea m-a lăsat singură să slujesc? Și spune-i ca să-mi ajute. Dar Domnul, răspunzând, i-a zis: Marto, Marto, te grijești și spre multe te silești, ci un lucru trebuiește. Maria, partea cea bună, și-a ales, care nu se va lua de la ea. Și aici este o inversare, pentru că slujirea aceea scade ego-ul, îi dă înțelepciune. Maria doar asculta. Ego-ul nu putea să fie scăzut. Deci a dus în derizoriu sacrificiul personal. Iarăși o lucrare de magie, de vrăjitorie aici. Pentru că așa se face. Ceea ce este sfânt dumnezeesc este desconsiderat. Și ceea ce te îndepărtează de Dumnezeu este scos în evidență. Așa se întâmplă și acum. Omul muncitor este marginalizat, iar leneșul este pus în frunte. O inversare totală a valorilor. Așa se face dacă vrei să distrugi ceva. Dar, în general, este bine ceea ce se întâmplă. Omenirea s-a atașat de valorile materiale și acum trebuie să fie desprinsă cu forța. Prețuirea exagerată a materiei a creat inversul, adică neprețuirea ei. Se va merge până când se va echilibra. Așa a fost întotdeauna și așa va fi întotdeauna. Este un ciclu al vieții. Construcție și distrugere. Acum suntem în perioada de distrugere. A tot ceea ce am pus noi pe primul plan, stabilitate, siguranță, confort, comodități, belșug, bunăstare, toate astea vor fi distruse. Pentru că am pus materia pe primul plan și nu ne dă voie. Dumnezeu vine și le distruge prin opusul lor. Prin nedreptate, prin necinste, prin viclenie, prin minciună, prin trădare, prin înjosire, prin desfrânare, prin păcat. Distruge tot ce pune noi mai sus. Am spus că este sfânt. Nimic nu poate fi făcut sfânt decât Dumnezeu. Unul este sfânt. Dumnezeu este bine și rău în același timp. Nu există ceva mai bun decât altceva. E plus și minus în același timp. Asta este calea divină, asta este împărăția lui Dumnezeu. Deci noi suntem în împărăția lui Dumnezeu aici, cu plus și cu minus, așa cum suntem. Înțelegea că totul este bine așa cum se întâmplă, pentru că vine de la un Dumnezeu care pe toate le face perfecte, este eliberatoare. Nu mai ai cu cine să luți, nu mai vezi rău și vinovat niciunde. Atunci ești liber de împărțirea în păcat și nepăcat, bine și rău. Ești liber, ești cu Dumnezeu. Ești în stare de neutralitate, în echilibru. Nimic nu te afectează. Nimeni nu-ți poate lua nimic, pentru că nu ai nimic mai mult. Nu ai ce să pierzi, nu ai ce să plece de la tine. Ești liber. Aia este iubirea. Dar asta de neutralitate în care totul ți se pare că este bun. Care plus este egal cu minus. Asta este iubirea. Când iubești, nu mai vezi că ceva e mai bun decât altceva. Zic, e religia iubirii, Noul Testament. Dar te împarte în păcat, nepăcat. Unde este iubirea atunci? Unde este iubirea? Dumnezeu este nepărtinitor. Dacă Dumnezeu e nepărtinitor, noi de ce împărțim? Împărțirea cine o face? Diavolul. Ai creat diavolul atunci. Împărțire creează diavolul. Închinare la ceva mai bun, mai sus, este închinarea la satana. Pădarea de satana înseamnă renunțarea la tot ce este mai sus din viața noastră. La o casă mai mare, să mergem într-o casă mai mică. La o mașină mai frumoasă și mai scumpă, ne luăm o mașină mai urâtă. La mai mulți bani, rămânem cu atât cât avem nevoie. La distracții, la petrecere, nu mai mergem.
încetul cu încetul, facem spațiu gol și în care vine Dumnezeu. Nu pierdem nimic, câștigăm. Câștigul cel mai mare este atunci când spațiu gol vine Dumnezeu și prezența Lui este cea care îți face viața frumoasă. Prezența Lui dă sănătate, îți dă tot ce vrei. Deci când te duci în jos, ai toată siguranța că orice acțiune vei face în viața ta va fi ocrotită de Dumnezeu și va fi bine. Jos să mergi, în puțin. Mănânci puțin, te îmbraci modest, muncești mult, pleci greu în ușorul. Toate acestea îl aduc pe Dumnezeu că scade ego-ul, scade orgoliul. Și prezența Lui este cea care te protejează, te ajută în toate situațiile de viață, te inspiră. El spune, te duci în jos, voi merge în fața ta ca un strâmb de foc și te voi ocroti în toate, în tot ceea ce faci. Voi fi cu tine și îți voi purta pași. Că te atacă cineva, îi voi dobărâ și îți voi apăra și călcâiul de piatră ascuțită. Asta e promisiunea Lui. Și culmea, nimeni nu merge în jos. Nimeni. Pentru că s-a dat impresia că Iisus cel simplu și modest nu e de urmat. Pentru că a zis un lucru care îi doare pe oameni maxim, să-și dea averea. Omul trăiește pe pământ pentru mai mult binele său, pentru averea lui. El trăiește ca Lucifer pe pământ, ca Lucifer. El este Lucifer, planeta luciferienilor. Preocupați numai să le fie bine, să câștige, că ei au dreptate, ceilalți sunt proști și luptă o viață întreagă. U Dumnezeu din față. Habar n-are și nici nu îl interesează, nici nu-i pasă. În fața Lui este de fiecare dată al nostru Dumnezeu. Nici nu știe, nici nu-l interesează. Nici nu vrea să audă. Pe El îl interesează doar averea Lui, averea Lui. Averea Lui ce este? Închinare la Satana. Pune foarte bine în predica de pe munte. De ce Iisus cel de jos a zis, vinde tot și urmează pe mine? Ia-ți crucea și vină după mine. Adică înfruntă greutățile, că numai ele te îndumnezești. Ai venit aici să te îndumnezești? Să te apropii de împăratul lumilor? Cum să te apropii? Dacă nu respinzi atracțiile și fericirile acestei lumi. Și te înalți. Nu căutând mai multă bucurie și plăceri din lumea aceasta, ci mai puține. Să te îndepărtezi periodic de ele tot timpul. Și Dumnezeu a văzut că nu suntem în stare să ne ducem benevol în jos, atunci El ne ajută să ne ducem cât mai sus ca să cădem mai de sus. Asta este calea divină. Ceea ce deja se întâmplă. Nu e nimic de scos, nimic de adăugat, nimic de schimbat la lucrarea aceasta minunată și miraculoasă a lui Dumnezeu care se întâmplă în viața noastră. Totul e perfect așa cum este. Și suferințele, și durerile, și pierderile, ce ni s-a întâmplat până acum, au fost etape care ne-au dus aici, la această înțelegere de acum. Pe fiecare din noi. Niciunul nu a fost grozav înainte. A fost necesar totul. Va fi necesar tot ceea ce ni se întâmplă. Avem nevoie. Este o întrebare dacă noi putem cumva să controlăm exteriorul în cadrul programului divin pe care noi îl executăm aici de fapt. Așa cum am spus, suntem ca pick-up-ul, acul pick-up-ului care urmărește șanțurile din placa de ebonită. Deci suntem de fapt un cititor. Executăm ceea ce ne este scris acolo. Dar noi nu știm lucrul ăsta. Deci în veșnicie toate lucrurile sunt deja scrise și întâmplate. Dacă nu știi lucrul acesta, și când vine o situație de viață spre tine presantă, nu te mai gândești la așa ceva. Încerca să faci față acolo la ceea ce ți se întâmplă. Întrebarea este dacă poți să mișorezi neplăcerile din față. Da, le poți mișora. Dacă ești înfrânt cu inima, te duci în jos, nicio neplăcere nu se mai poate întâmpla. Asta este garanția prezenței lui Dumnezeu. Prezența Lui înseamnă ocrotire, înseamnă inspirație, te inspiră, îți dă soluții bune, te ajută, te sprijină. Acesta este lucrul cel mai important, este cea mai mare comoară. Noi nu în sus să mergem în viață, ci să mergem în jos ca Dumnezeu să fie cu noi, să ne susțină în viață. Asta este important. În smerenie, în umilință și în simplitate și în modestie. Acolo este Dumnezeu. În jos să mergem, tot în jos. Mereu ne opunem mai mult binelui nostru, ușorului, plăcutului, comodului, confortabilului, stabilității, siguranții vieții și savorii. Mereu să nu știm ce să facem, să învățăm, să spunem nu atracțiile și fericirile vieții peste nevoie. Că și bucuriile acestei vieți sunt bune, dar nu mai mult. Calea divină este dificilă pentru că trebuie tot timpul să te opui binelui propriu și noi am fost învățați mereu să ne căutăm mai mult binele. Trebuie să facem pe dos și ne vine greu. Și am fost setați să ne căutăm mai mult binele tot timpul. A nu-ți căuta binele este dificil, dar drumul de 1000 de mile începe cu un pas. Primul pas contează. Facem mai ușor următorii pași. Doar să începem și chiar dacă cădem nu este problemă. Luăm de la capăt mereu și mâine este o nouă zi. Deci noi putem să controlăm exteriorul și viitorul fiind înfrânți în prezent. Și mergând în jos în prezent, acum, mișorăm și eliminăm.